Săptămâna ce m-a face eu sunt Rex și bine am găsit la o nouă serie de videoclipuri numită Batman Arkham Asylum. Cred că vă întrebați de ce nu este acum un livestream. Ei bine, livestream nu mai este pentru că... aici acum am jucat, eu stat să șterg ăsta. Așa și să încep din nou. Livestream nu am mai jucat pentru că... Adică n-am mai făcut livestream pentru că văd YouTube-ul... S-a făcut rău cu mine, nu vrea să-mi încarce videoclipurile, am văzut că sunt niște videoclipuri care nu s-au încărcat. Și da, se pare că s-a făcut rău cu mine, nici live stream nu mai îmi dă voie să fac, îmi spune că nu este posibil și da. Bun, dau skip ca să fie mai repede. Ok, deci noi acum l-am capturat pe Joker și... Am ajuns la azilul nostru, azilul lui Batman, azilul Asylum, azilul Asylum, azilul Arkham, Asylum. Oh, Doamne, da, acum sunt cu Batman și mergem pe aici, mergem, ducem pe ăsta la nebun, din câte observați, lumini. Fac. Da, după jocul ăsta, voi juca Batman Arkham City și după aia Batman Arkham Origin, pentru că cred că asta e ordinea poveștii, dacă există poveste, pentru că mă vorbăi, dar cred că da. Bun. Eu am auzit mulți gameri, copii de ăștia mai mici, ăștia care au jucat și ei, am auzit că au spus că mai întâi vine Arkham Origin, după aia Asylum, după aia City, bă, eu nu știu cum vine, habar n-am, eu joc după cum știu eu să joc și Z, pentru că pe Z dăm zoom. Dar, cât o vine vorba de joc, așa, grafica nu este prea bună. Adică uitați-vă la gura lui, zici că este pictată, nu tăiată. Uita, se vede foarte clar, ok. Trebuie să vadă că e tăiată, nu pictată. Dar barba, îmi place cum e făcută barba, eu a făcut-o ca lumea. Și ochii și tot. Tot i-am făcut șmeche. Dați-mi drumul de aici. Uite și pe el acolo. Gata, hai să mergem. Bun, mulți dintre voi m-ați mai rugat să mai joc și Diablo 3, să mai joc un pic mai des Diablo 3. Păi da, o să fac și chestia asta. Mulți dintre voi chiar în număr mare. Da, și prieteni pe Facebook, dar mai mulți prieteni pe Facebook m-au rugat să joc League of Legends. Bă, League of Legends. Eu habar n-am ce trebuie să fac sau cum să joacă League of Legends. Deci pe bune, când am auzit de el, când l-am văzut pe YouTube, am zis ce dracu e cu jocul ăsta, nu-mi place. Bă, acum că am văzut la alt gamer, începe să-mi placă jocul. Mi se pare aproape mișto. Adică, na, dacă voi sunteți iubitori de LOL, nu mă, nu vă supărați pe mine că nu iubesc League of Legends. Poate, poate, poate o să încep o serie cu League of Legends dacă, o să, cum zice mă? Dacă o să văd cum să joc un pic mai bine jocul, pentru că da. Păi, vedeți, eu văd, nu, credeam că eu văd cu spatele. Deci, vedeți, stai, merg așa cu fața, după aia mă dau în spate, uitați, și ved cu ochii de la spate, într-un fel, uite. Oh my god! Da, bă. Ia uite, cred că ăsta deja s-o capiere, uite. Uite. S-o capiere, gata. Uitați-l cum stă așa, uite. Merge așa, stil Michael Jackson, ca să nu-i să mă gândească chiloții. Ha! Hai, da. Ce? Winky Sharp. Categorie 9. Da, vin. Vine cineva cu liftul care văd că liftul merge ca pe o broască țistoasă. What the fuck? Wow. Wow. Nu știam că este și Croco în jocul ăsta. Credeam că numai în City este, dar cred că este în jocul ăsta și nu în City, m-am șerat, cred. Da, așa cred.
ca David. Știu că la un moment Joker tot va trebui să evadeze. What? Ne-a mirosit ăsta, bă. Oh, God. Bă, cred că ăsta e momentul când Joker evadează, bă. Cred. Oh, God. Amba nu are zgarb de aia, bă. Care cred că tu rupteaz. Ești tu sigur, bă? Dă-te, dă-te, vezi ce bat. Ești, dă-te, nu mă, ține-mă, ține-mă, că mă duc să bat. Chiar dacă nu mă ține. Putem să intrăm și noi în lift azi? Mulțumesc. Unde e ăla, bă? Ah, uite ăla, știam că mai trebuie să fie unul în dreapta mea, nu știam unde e. Uite, ăsta-s o pișăt aici. Bă, crocodil, croco, așa știam. Croco, iar te-ai pișat, ai, uite, te-ai peci pe jos, te-ai umed pe aici. Bă, croco, bă. Unde mergem noi acum? Îmi place grafica la păr, mai ales. Uai, ce barbă, bă. Ia spuneți-mi voi cu ce seamnă barba asta, așa, din față de aici. Da, spuneți-mi în comentarii mai bine cu ce seamnă barba asta, pentru că seamnă prea mult. Adică mai ales cu gaura aia acolo în barba. Oh, God. Doamne, mă, nu, gata, ai devenit scribos chestia asta. Doamne, mă, da. Grafica jocului, văd că începe să devin un pic cam... nepotrivită minorilor și, da. Eu care am 14 ani, bine, trebuie să fac acum martie. Da. Oh, God! Bă, ce se întâmplă? Ah, cred că aici evadează Joker, bă. Ce se întâmplă? Uite, facem un grătar. Dar ce se poate întâmpla? Ah, uite, nu e evadat, bă. Credeam că o să evadez la faza asta, dar nu e evadat. Uite, lui Batman îi se face poftă de barba lui. Pentru că a văzut și el că seamnă barba lui cu ceva și se uită așa... cu poftă la barba lui. Hai bine, lumea, aici să termin și acest episod. Îmi pare rău că doar am mers în acest episod, dar n-am. Care am discutat despre live-ul ăla și problemele lor și de LOL și da. E bine, nu uitați să vă abonați, dați un like și comentați dacă v-a plăcut acest videoclip. Eu am fost Rex, până data viitoare, bye bye!